Zona rurală a Pergamului era scrum, pusă sub torță de armatele de falangiști ale lui Filip al Macedoniei. Dar Pergamul avea un aliat nesperat de puternic, Roma cea neînvinsă, și acum legiunile se mobilizau pentru a se înfrunta în sfârșit cu falanga macedoneană la ea acasă. Romanii mai înfruntaseră falanga atunci când au luptat împotriva lui Pirus al Epirului, dar acum partida se disputa chiar în casa elenismului. Sunt imperator și azi vom povesti despre începuturile celui de-al doilea război macedonean. Distribuiți acest documentar, căci este mare lucru pentru creșterea comunității noastre, atât de unită, însă atât de mică actual din punct de vedere numeric pentru standardele YouTube-ului românesc. Nu e obligatoriu, însă ar ajuta enorm de mult. Deși mulți ar crede în ziua de azi că un astfel de atac era inutil, motivele erau justificate la acea vreme. În primul rând, un aliat la nevoie nu putea fi abandonat și în al doilea rând, ultimatumul a fost refuzat cu fermitate, deci insulta trebuia pedepsită. Cei drept, Roma putea conta pe o coaliție puternică formată din Rodos, Pergam, Atena și Liga Etoliană, iar un atac pe atâtea fronturi avea să fie oribil de greu de apărat pentru macedoneni. Conflictul reîncepe în anul 200 înainte de Hristos și în primii 2 ani Macedonia ține linia cum putea, împotriva coaliției. Dar totul se schimbă în 198 înainte de Hristos, când un nou comandant este numit pentru forțele romane, Titus Flaminius. Generalul acesta era un elenofil, adora cultura greacă și acum obiectivele sale nu erau doar să prevină atacuri asupra aliaților, ci să elimine orice garnizoană întâlnită, forțându-l pe Filip să-și retragă soldații din teritoriile non-macedonene. Îi încuraja pe aliați folosindu-se de numele libertății, virtute apreciată universal de greci. Flaminius se pune pe atac și îl împinge pe Filip până în Tesalia, iar acum, văzând succesul roman, cele mai multe orașe din Liga Aheilor renunță la orice loialitate față de Macedonia. Acum, Macedonia era singură împotriva întregii Grecii. Filip degeaba încearcă să ceară pace. El îi propune lui Flaminius că va renunța la Tracia și teritoriile din Asia Mică în schimbul păcii, dar romanul nici nu vrea să audă. Mandatul de comandă îi expira și trimite la Roma un mesaj în care cerea prelungirea comenzii, iar aceasta îi este oferită cu mare drag de către Senat. În negocieri, Flaminius a dat o ultimativă. Dacă dorea pace, Filip trebuia să reducă teritoriul Macedoniei la granițele de dinaintea bătăliei de la Hieronea, acea mare bătălie care l-a lansat pe Alexandru cel Mare. Practic, teritoriul macedonean ar fi fost redus numai la Macedonia Sudică și Tesalia. Cu astfel de condiții inacceptabile, o confruntare era inevitabilă, iar acea mare bătălie avea să se dea la Chinos Cefale, în 197 înainte de Hristos, un loc numit în traducere directă drept capul câinelui. Locul bătăliei este ușor explicabil. Filip se afla la Larisa Tesaliei, iar Flaminius se grăbea să-l captureze sau să-l ucidă, iar legiunile Romei se apropiau de orașul Fere. 16.000 de legionari, adică vreo 3 legiuni romane, 8.400 de veliți și alți infanteriști ușori, alături de 1.800 de cavaleriști și 20 de elefanți de război mărșăluiau, când în fața lor stăteau semețe două coline împădurite. Și apropiindu-se de coline, erau și bravii strănepoți ai lui Alexandru cel Mare. 16.000 de falangiști, 2.000 de infanteriști ușori, probabil o imitație ieftină a depeltaști, dar și 5.000 de mercenari, unde sunt incluși celebrii arcași cretani, mercenarii traci, cu falxuri de temut, care puteau hăcui în bucăți armurile romane. Nici nu mai spun pe cei 2.000 de cavaleriști.
Per total, forțele erau atât de echilibrate încât numai viteza, manevrabilitatea, poziția de pe deal și alți factori de acest fel puteau trimite balanța într-o parte sau în alta. Vremea destul de nasoală avea să se dovedească a fi un avantaj nesperat pentru legiunile Romei, care de regulă se luptau doar pe vreme frumoasă. Cu o seară înainte ploase violent, iar în ziua bătăliei era o ceață atât de densă încât putea fi tăiată cu gladius și falcata, ca să nu spun cuțitul. Armata macedoneană era împărțită în două, căci flancul drept era comandat de Filip însuși, iar cealaltă jumătate de un general pe nume Nicanor, zis Elefantul. Nicanor întârzia cu trupele, iar Filip ordonă ca o mică forță să escaladeze dealul ca să nu piardă buna poziție. Deși în mod normal trebuiau acei macedoneni să rămână pe vârf, ceața era atât de densă încât nu observa asta și ca și fapt divers coboară dealul, pierzând orice avantaj. Flaminius, care nici el nu vedea nimic, are fix aceeași idee, numai că întârziată, însă nu trimite trupele romane, ci trimite trupele etoliene. E păcat să folosești bunătate de romani când ai bunătate de etolieni pregătiți să se lupte pentru libertatea lor și eventual să fie carne de tun. Numai că pe deal formațiile adversare se întâlnesc. Când află Flaminius, trimite 500 de cavaleriști și alți 2000 de etolieni ca să întărească zona, iar macedonenii se retrag spre vârf, dar în avantajul lor. Dar Filip avea falangiști în rezervă și îi trimite, iar atacul cavaleriei tesaliene și a unității celebre de cavalerie camaradă îi forțează pe soldații lui Flaminius înapoi la baza dealului. Dar atunci, când totul era pierdut pentru romani, în acea poziție, lovește cavaleria etoliană și echilibrează cât de cât situația. Deși Filip știa prea bine că falanga nu ar fi avut randament maxim pe un asemenea teren deluros, ordonă ca jumătatea sa de falangă să înainteze. Dorea să profite de orice spațiu liber în liniile romane, așa cum ar fi gândit și Alexandru cel Mare. Dar fără să-și dea seama, a executat aceeași greșeală pe care Alexandru a exploatat-o la Hieronea. A lăsat prea mare spațiu între el și Nicanor. Falanga se formează în vârful dealului și atacă triplex acies de legionari care veneau în întâmpinare. Frontal, falanga era inexpugnabilă. Deși pierderile erau îngrozitoare, soldații Romei țin linia în timp ce falanga îi forța tot mai la baza dealului. Dar atunci profită Flaminius, precum Alexandru cel Mare. Ia întreaga sa aripă dreaptă și, observând fragmentarea, din aripa lui Nicanor lovește. Falanga nu are timp să se formeze, iar elefanții comandați de romani intră ca tancurile, zdrobind total flancul acela, iar legionarii doar curățau resturile. În timpul acelei acțiuni, un tribun militar de pe aripa dreaptă ia 20 de manipule și decide să se întoarcă, lovindu-i lui Filip formația din spate. Falangiții deja erau angrenați în luptă, așa că nu mai aveau cum să răspundă. Dorind să se predea, au ridicat sarisele, dar romanii nu înțelegeau și continuau bătălia. Acum își dau seama falangiștii că romanii nu înțelegeau semnalul de predare și încep să fugă. Deși Flaminius avea cavaleria ușoară necesară, a ales să nu-l urmărească pe Filip ca să-și tragă răsuflarea. Vreo 8.000 de macedoneni zăceau pe dealurile împădurite, în timp ce 700 de romani au fost pierduți, deși o grămadă dintre ei erau aliați etolieni în realitate. Cert este că falanga a fost învinsă de flexibilitatea manipulului roman, în acea zi aproape lipsită de lumină. Cu armata înfrântă, Filip este nevoit să cadă la pace. Acceptă cu inimă grea să evacueze Grecia, Asia Mică, Tracia, insulele și lovitura cea mai grea, Tesalia, pierzând și o capitală istorică, Demetrias. Nici să se odihnească nu putea Filip. Acum mai trebuia să mai și plătească 1.000 de talanți de argint reparații de război, iar băiatul său este nevoit să se ducă la Roma ca ostatic.
Macedonia a supraviețuit într-adevăr ca și stat, dar acum era neputincioasă, o umbră a fostei glorii. Însă cucerirea Greciei abia începuse, dar despre asta vom vorbi data viitoare. Dacă v-a plăcut acest documentar, nu ezitați să apăsați butonul de like, să distribuiți acest videoclip, să vă abonați la canal, dar nu uitați, distribuirea este cea mai importantă, astfel încât legiunile Imperatorului să devină din ce în ce mai numeroase și cât mai multă lume să vadă acest documentar. Vă mulțumesc!